O ediție, se anunță o ediție puternică. Ce vreau să vă spun este că vreau să-i salut în primul rând pe oamenii din Bacău. Au fost două zile de spectacol tradițional Doi cu Andra și frații Advahov. Un weekend minunat, plin de emoție. Am fost și eu la Bacău să o susțin pe Andra și bineînțeles să ajut acolo la turneul tradițional 2, care, apropo, mâine și poimâine este în București la Sala Palatului, pe 1 decembrie la Cluj, apoi la anul în Germania. O să vedeți secvențe și la emisiunea noastră și o să vedeți concertul la ProTV și pe Voio, dar până atunci vreau să vă spun că câteodată lucrurile mărunte pot să schimbe foarte mult pentru un om. Pot să-i schimbe starea, pot să-l facă să se simte bine. Și am întâlnit o fată de 15 ani care tot ce își dorea era să intre la concert. N-am crezut niciodată că un lucru atât de minor să o ajut să intre la un concert poate să o facă atât de fericită. Vreau să priviți imaginile astea și să vă gândiți că cu toții putem să facem lucruri mărunte care pot să ajute. Se cheamă pe tine, nu plânge tu. Pe rumul ăla de suflet. Da. Măi, cum te cheamă? Te trec. Și că vreau să te fac să râzi acum. Nu, tu. Hai să ne pozeze careva. Nu, nu e așa emoționată. Oh. Eu nu știu cum să reacționez, cum să nu am reușit să iau bilet și mi-am dorit acum măcar. Da, vino diseară, că te bag eu campile aici. E concertul meu, stai liniștită. Cătălin, nu a reușit să-și ia bilet. Hai să băgăm diseară să vină la concert. Te rog. Ce s-a întâmplat? N-ai reușit să-ți iei bilet? De ce? Ce s-a întâmplat cu tine? Hai diseară să o băgăm pe fată. Să da, mă, stai liniștită, rezolvă. Da? Uite, am vorbit eu acum să te bage, da? Serios? Uite, am vorbit să te bage. Fără... Vă rog să stai liniștită, fii atentă. Uite-te. Stai un pic să-ți explic. Dacă vrei să iei și pe sora ta sau pe fratele sau pe prietenul tău, fără probleme ca să nu ai singură, da? Să nu vii singură, noi da? Rezolvăm. Vino cu bine? Cineva. Bine? Bine, bine. Bine. Da, hai să facem poze. Dă-mi telefonul, că o să-i dau lui Cătălin să ne facă. Vreau să vin? Bine, bine, să nu, păi da. Hai. Pune, pune codul sau ceva. Hai. Hai, venita mea, așa. Hai. Zâmbeți? Da. Hai. Te așteptăm, da? Uite, vorbești cu ei, da? Andreea. La șase. Nu mai plânge că e de bine. Visele s-o întâlnesc de când eram mică. Câți ani e acum? 15. Și visteai de când erai mică? Eu, și acum ai 15 și ești când, mic, mare? Nu, de când eram foarte mică. Eu am ales să cânt muzică populară pentru că cântă Andra. Bună seara! A revenit! Și nu mai plânge de data asta. Ai văzut concertul? Ți-a plăcut? Deci până la urmă... Să vă scena acolo. Să vă trăiască. Ai venit cu tata? Eu simt că într-o bună zi fata asta va veni aici la emisiune și va cânta, pentru că ea s-a apucat de muzică populară datorită Andrei și își dorește să reușească și sunt convins că va reuși. Așa că sunt convins că într-o zi o să ne vedem aici la emisiune, da? Te așteptăm.